În continuare, la Fii Sănătoși, discutăm despre tot ce înseamnă sănătatea pielii și mai exact astăzi vom pune accent pe tot ce înseamnă protecția și verificarea alunițelor pe care le avem pe corp. De ce? Pentru că de multe ori vara tindem să lăsăm la vedere aceste alunițe și s-ar putea ca din cauza razelor ultraviolete caracteristice verii de altfel, aceste alunițe să sufere modificări. E bine, cum percepem o aluniță periculoasă sau mai puțin periculoasă, ce ar trebui să cunoaștem despre ele, când este cazul să le acoperim complet și să nu le expunem absolut deloc sub acțiunea razelor ultraviolete și care este practica internațională în ceea ce privește modul în care ar trebui să înțelegem alunițele. Venim în continuare să discutăm alături de doamna dr. Veronica Vâzdoagă, medic dermatocosmetolog, scuze. Bine ai venit, cu mare drag la noi. Sunt obosită. Bine v-am găsit. Așadar, în aceste zile, la clinica în care activez, există o campanie pe care a inițiat-o absolut gratuit pentru cei de acasă, astfel încât să aibă posibilitatea să-și verifice alunițele. De ce ai făcut lucrul ăsta? Deci noi suntem unici în Moldova care avem un utilaj mult mai modern, deci mai sunt utilaje pe piață la noi în Moldova, dar nu atât de moderne și atât de sofisticate, cu un diagnostic atât de complex și sigur cum suntem noi dotați. Deci am observat că la prețurile care sunt existente acum, nu toți sunt persoane care într-adevăr au problemă, dar ar vrea să se examineze, dar nu au posibilitatea. Atunci noi am decis, de ce nu, să organizăm această campanie care durează 3 zile. Așa se numește, verifică-ți alunițele. Verifică-ți alunițele, deci oricare ar putea să benefice de o consultație gratuită, absolut. Doar că deja listele sunt pline, dar persoanele care se apropie, așteptând în rând, ar putea să beneficieze oricum. Nimeni nu o să iasă neexaminat și refuzat. Vă spunem la sigur, asta vă promit eu. Dacă va fi nevoie, o să ne reținem extra programul, dar toată lumea care va veni în clinică va beneficia de această examinare. De ce este important să știm starea alunițelor noastre și de ce este important să le cunoaștem îndeaproape, dar nu doar așa? De multe ori asociem alunițele cu ceva frumos, estetic, care ne dă personalitate, de cealaltă parte este acest aspect medical pe care de multe ori îl omitem. Iarăși, ce am observat pe parcursul anilor, activități, că de obicei, deci mă ocup de examinarea și de înlăturarea alunițelor, să zic eu, de peste 10 ani de zile. Și am observat că de obicei vin pentru înlăturare persoanele cu alunițe banale, la nivelul feței, și își fac grijă de ele. Deci pentru mine, fără a le examina, îmi este clar că sunt niște alunițe banale și nu este ceva important. Dar, de fapt, când dezbrac această persoană, observ o aluniță care este mai deosebită față de celelalte alunițe. Și nu știu din ce cauze, anume persoanele nu-și dau seama că, uite, atunci când ai o aluniță mai deosebită de celelalte, ca culoare, ca formă, ca dimensiuni, ca simetricitate, ca bordură, atunci trebuie să-ți dai seama că este o aluniță atipică și este în grupul de risc de a se transforma în cancer de piele. Atunci când toate seamănă una între alta, deci sunt un tip de alunițe, sunt nevi tipici, da? Atunci nu le tragem atenție, dar când este una mai deosebită, atunci trebuie să ne alarmăm. Și persoanele nu-și dau seama că, anume, traumatizând această aluniță, des am observat că poate fi amplasată la nivelul mâinilor sau într-o zonă traumatizată la nivel de lingerie și nu-și dă seama că, uite, traumatizând-o cronic zi de zi, tu ai putea să o provoci. Deci celulele care deja au atipie la nivel de nerv, își schimbă informația și încep să progresează, să devină atipice și să progresează în adâncimea pielii și chiar dând focare la nivel de organe interne. Deci noi vorbim despre melanom, care de fapt este o problemă nu doar la nivel de piele, deci celulele melanocitare,
sunt amplasate la nivelul organelor interne, la nivelul creierului și ar putea provoca așa numita boală gravă, cum este melanomul malign, care este nu doar la nivel de piele, dar la nivel de întreg organismul, care duce chiar la moarte. De fapt, în Republica Moldova, dacă vorbim despre topul maladiilor oncologice, melanomul propriu-zis se află în aceste prime maladii. Exact. De care suferă oamenii și de multe ori nu ne gândim că, uite, ar putea acest melanom să pornească dintr-o formațiune, da. Care în timp duce la dezvoltare anormală, da? Ca să folosesc așa cuvinte simple. Veronica, știi ce mă mai interesează? În practica clinicii este această noțiune de hartă completă a lunițelor. De ce ai insistat și consider de cuvință ca o persoană să opteze anume pentru harta lunițelor de pe corp și nu doar una, două, trei alunițe pe care le monitorizează. De ce este bine ca an de an să facem această hartă completă, o viziune completă a întregului corp? Același principiu, da? Care ți-am explicat, deci apar noi alunițe, noi nu știm unde, prin ce noi ne deosebim. Noi putem să oferim acea hartă alunițelor a întregului corp și să știm în ani, peste un an, peste 5 ani, copilul respectiv crește, cum au crescut nevii, să evoluăm în timp, femeia a fost însărcinată, a suferit careva schimbări hormonale în organism. Noi știm cum au evoluat nevii pe fondul acestor schimbări. Aceste lucruri sunt importante și noi suntem unicali prin faptul că noi scanăm întregul corp. Deci toate zonele, chiar zonele care sunt mai ascunse, noi le scanăm și uite, aflăm câte alunele are la moment, la data exactă, stocăm această informație, unde sunt amplasate aceste alunițe, care regiunea corpului, ce dimensiuni au și respectiv la următoare vizite, noi comparăm aceste imagini și vedem care este diferența, câte alunițe noi au apărut, din cele existente, cum s-au modificat ca formă și cele care au fost atipice, noi le-am însemnat undeva în această hartă și la următoare vizită putem să le comparăm și să vedem cum s-a schimbat acea atipie existentă. Subiectul verificării aluniților constituie, nu știu, subiect fierbinte discutat inclusiv la multe congrese internaționale de specialitate la care particip. Care este practica internațională? Ce se discută la aceste congrese? Care sunt informațiile pe care de multe ori le afli acolo și vii și le pui în aplicare aici, acasă, pentru oamenii din țara noastră? Și cum văd ei sau cum percep ei verificarea lunițelor, propriu-zis, la nivel european, mondial, de ce nu? Vreau să-ți spun că e o atârnare mult mai serioasă față de acest subiect și, în general, față de dermatoscopie. Deci, dermatoscopia ar însemna ca un examen ultrasonografic al pielii și chiar nu doar alunițe, dar orice boală de piele. Și consideră că tot ce vedem doar cu ochiul liber este prea puțin. Trebuie să avem o analiză mult mai amplă a oricărei leziuni la nivel de piele. Să nu uităm că poate fi melanom acromic, fără culoare. O leziune fără culoare, care erodează, care are poate careva punctișoare sau urme sângerâi adică de crustă. Deci vizual n-ar constitui absolut nimic. Dar examinând dermatoscopic, noi putem stabili ce este cu leziunea dată, care este gradul de malignizare a acestei leziuni. Și ei se atârnă foarte serios. Deci, în general, la ei nu există așa subiect. Am venit la dermatolog și el s-a uitat la mine și mi-a spus, mi-a scris foarte simplu ce boală am eu și mi-a scris tratament. Nu, ei cer o examinare mai amplă, ei obligatoriu fac un examen dermatoscopic la acest pacient, indiferent de leziune, indiferent de ce formațiune are la nivel de piele. În plus, noi, la fel ca și alte țări, suntem o țară bogată în soare. Deci noi avem o vară fierbinte și respectiv trebuie să cunoaștem că sub acțiunea razelor ultraviolete apar modificări la nivel de piele și, cum ziceam, aceste formațiuni își schimbă informația și devin maligne. Și ei chiar vin cu recomandarea că tot ce este la nivel de piele, unu, trebuie monitorizat în timp, să avem acea hartă a lunițelor, exact cum avem un buletin, și doi, deci tot ce este suspect, mai bine să se înlăture la timp. Nu așteptați. Ei zic așa,
pacientul dat o să plece. Acum lumea toată pleacă, migrează într-o țară, în alta. El o să uite de tine. O să uite că tu ai fost medicul care i-ai spus că, știi, nu-mi place nevul dat. Și o să-și cată de treabă. Dar la o anumită etapă o să traumeze această leziune. Tu ai rămas în memorie că, uite, a fost pacientul și... Dar atunci, la moment când ai venit la tine în cabinet, atunci recomandă să înlăture alunița dată. Tot ce este de dimensiuni mai mari, de 6 mm, tot ce proeminează la suprafața pielii, tot ce... are schimbări la nivel cutanat, mai bine suspect atunci pentru domnul doctor, spune acum înlătură. Deci dacă are mai multe alunițe pe la fel recomandă să le înlăture, nu aștepta, că o să treacă ani și noi suferim. Înlăturarea se face doar chirurgical? Înlăturarea poate fi diversă, deci este înlăturarea prin criodistrucție cu ajutorul azotului lichid minus 197 de grade atunci când celulele suferă o moarte criogenă. Utilizăm și această metodă, îndeosebi când înlăturăm unele formațiuni așa mai puțin suspecte, plus înlăturarea prin radio de termocoagulare, atunci când cu ajutorul unui bisturiu radio, noi deci controlăm nivelul de înlăturare a luniței, deci în adâncime, profunzimea luniței, plus înlăturarea cu laser și înlăturarea chirurgicală, atunci când doctorul, conform unui examen dermatoscopic, observă o careva schimbare la nivel de alunițe, îi recomandă pacientului să înlăture chirurgical cu acea bordură de siguranță alunița dată și ulterior să o examinăm și histopatologic. Să o dăm la un examen mai amplu, celulă cu celulă, la laborator. Ultima întrebare, cât durează campania? 3 zile, deci data de 11, 12, 13, în sectorul Buiucani, la clinica Altermed vă așteptăm cu drag. Chiar dacă este totul ocupat, dacă fetele nu reușesc să vă programeze, vă puteți apropia și eu vă promit că nu o să rămână nimeni neexaminat. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile de astăzi. În următoarele zile, neapărat dacă aveți posibilitate, mergeți gratuit să vă verificați alunițele, astfel încât să cunoașteți cu adevărat starea lor. Mulțumesc tare mult, succese mari și sănătate multă. Ne revedem data viitoare cu mare drag. Doamna dr. Veronica Vâzdoagă, medic dermatocosmetolog, am discutat despre modul în care ar trebui să înțelegeți alunițele așa cum este firesc să fie.